Românul este inventiv și nu se vede doar în artă acest aspect sau în lucrurile practice, ci și în diversele metode de fraudă. Probabil că prețul tot mai mare al carburantului l-a inspirat pe un prahovean să găsească o metodă prin care să nu își mai achite combustibilul la benzinărie și totodată să nu fie identificat. Cercetările au stabilit faptul că bărbatul a sustras plăcuțe de înmatriculare ale unui autovehicul pe care le-a montat pe un altul, mergând apoi într-o stație de alimentare cu carburanți unde a alimentat cel de-al doilea autovehicul, însă nu a plătit contravaloarea acestuia. Poliția a reușit să-l identifice pe suspect și nu putea lăsa nerăsplătită o astfel de faptă creativă. Suspectul a fost reținut și ulterior prezentat instanței de judecată, care a emis pe numele lui mandat de arestare preventivă. Suspectul a rămas așadar în arestul poliției pentru 29 de zile, timp în care va putea medita în voi la ce anume l-a împins la acest gest și cum ar putea să-și folosească creativitatea pe viitor, fără a mai încălca legea.